Salutare oameni buni și mi-am regăsit la un nou episod din hai ducilor! Exact E adevărat că n-am mai făcut episoade de ceva timp, ceva timp Dar, dar Noi toți și am făcut live Acum știu că unii dintre voi nu consideră episoadele ca a fi un, 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 Nu consideră live streamurile ca a fi un episod uh, Și știu că mulți ați întrebat de ce nu mai postez la Ei bine, în primul rând, nu prea am mai avut timp, ați văzut că am postat uneori, vreo două zile nu am postat. Am fost destul de ocupat, sincer, și nu prea am mai avut timp, nu vreau să dau prea multe spoilere, mi-e frică, dar aici o să avem de lucrat puțin. Fiindcă trebuie să aducem niște cadouri, asta o să facem în episodul de azi, o să punem cadouri și o să mergem și pe la lume să, să le punem cheile astea, cheie pentru cadou, Da. Va trebui să facem niște cărți Ca să... Opa, nu e bine, hai să plecăm de aici o... nu o să punem pauză pentru că vreau să dez... Oh, nu, 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 e bine, trebuie să dorm, că altfel o să-mi explodeze creeperii. Ce? Ce? Alo? Bă, unde vei patul? Ok, bine că a dormit el. Tu Dar de ce mi-ai spărut patul? Alo, unde vei patul? Nu mai e patul meu. E că adică am pomenit-o și pe asta. Bă, băieți, unde mi-e patul? Super. Acum am trebuit și pat. Uite și tu ăla cum și-a găsit el un loc aici. Valea, mă, de aici. Bun, trebuie să-mi iau astea. Cel uh, cele mai import... S A, ah, ah, s-a pus zăpadă pe shulker box. Ok. Uh, pac, pac. Ca tot ne-am obișnuit să fim ordonați. Uh, așa, pe aici nu e niciun creeper, e bine. Așa, sunt două șulcări importante, n-au voie să fie pierdute. Așa, mă bucur că nu mi s-a furat nimic de la ultima tură când am venit aici. Așa. Pe livestream, pentru cei care nu l-ați văzut, am deschis cadoul de la uh, Dark și am primit uh, niște redstone și un bloc de diamond. Da? Opa, am avut un drop frame. Uuu, ceva nou. Ia, Peștera lui, Giku, proiect... A, proiect în dezvoltare, ok, nu ne uităm. Da, nu știu ce s-a întâmplat. A, ah, uite în pat, ok. Nu l-am pierdut. Bun. Mergem acasă, mergem on camera acasă. Uuu, încă un proiect acolo. Dar nu vreau să mă duc, că poate dau spoilere. Dar oricum o să ziceți voi în comentarii dacă deja s-a postat episodul cu chestia aia. Mă rog, oricum știu că mi-am luat și eu multe spoilere cu Renul, dar nu mă deranjează, că... Ori că-l vedeți la mine direct, ori vedeți la altcineva, tot îl vedeți. Deci ok. Bun. Despre ce vreau să vă vorbesc? Despre faptul că, așa cum am zis, nu prea am postat, am postat mai puțin în ultimele zile, mai ales pe Breastlă nu prea am mai postat, dar am făcut live-uri. Eu m-am gândit că dacă fac live-uri, pentru că am văzut că foarte, foarte multă lume îmi cere să fac live-uri și am zis, hai să facem live-uri mai des, să facem măcar o dată pe săptămână un live. Dar am văzut că nici așa nu prea e bine, pentru că mulți se supără că nu mai postez Breastlă. Păi dacă fac live, postez mai rar Breastlă, știți? Pentru că mi-ocup timpul... mă ocup timpul, timpul sâmbătă cu livestream și după aceea nu prea mai am timp să filmez, știți, că fac live. Dar o să, o să mai încerc. Sunt puțin ocupat în perioada asta, pentru că e perioada de final în care trebuie să-mi iau ultimele note, știți, probabil cei care sunteți la liceu înțelegeți, dar după o să fiu ceva mai liber. Uh, na, încerc și eu să fac tot ce pot. Da, deci chiar mă străduiesc. Așa. A, și produsul nostru pe care l-am făcut pe live stream. Momentan, vedeți că nu am textura pusă. Ca atare nu se vede frumos. Că era făcut astfel încât să se vadă cu acadele. Dar nu am textura. Și ca atare se vede foarte ciudat. Dar când o să avem textura, o să se vadă totul mult mai frumos. Momentan rămâne așa și... Vreau să pregătim niște cadouri. Hai să vedem ce putem noi să punem. Ziceam că fac cadourile off-camera, dar nu are sens. Pentru că oricum o să le pun și direct după o să-i anunț și pe duci. Hai să vedem, deci o să avem nevoie de șulcare. Avem destule. Câte șulcăre? Hmm. Nu am întrebat tot timpul. Câți suntem în total? Bine, fără mine, că nu o să-mi pun cadou și mie. 5, 6, 7, 8, 9, 10? Oare? Hmm. Hai să pregătim 10 cadouri, dacă le mai schimbăm. Ok. Ca să fie frumos o să le facem pe roșu. Că sigur găsim noi pe aici. Sau avem negru, avem... Ce mai avem pe aici? Avem... Hai să le facem pe galben. Ok, le facem pe galben. Hop, hop, hop. Așa, bun. Deci avem cadouri. O să le amestecăm, o să punem în fiecare câte ceva. Nu o să punem ceva super, giga, mega, tera valoros. De exemplu diamante, fiindcă nu prea am diamante. Că dacă aș avea diamante aș pune, dar nu prea am, vedeți? Sunt destul de sărac. Ca atare nu o să punem diamante, dar uite, o să vreau să... Eu am sharpness... Eu am smite. Bun. Uite, punem asta. O dată. Într-unul din cadouri. Așa. Bine, nu punem doar asta. Să ați Asta va fi una din chestii. Ok, ce să mai punem? Vreau să mă duc și... Să mai iau chestii. O să pun... Bambus nu are rost să pun, că e prea puțin. Adică bambus... Cine vrea bambus? În schimb, o să pun artificii într-unul din ele. Destule artificii. Uh, artificii par că aveam pe aici. Asta o să dureze ceva, adică asta o să fie un episod de mentenanță mai mult. O să stăm mult pe aici să ne gândim ce să punem. Așa, și încă un stec. Și bineînțeles stecul meu, că nu vreau să rămân fără. Bun, și astea pot să le arunc. Deci avem 9 rânduri de artificii. Cred că, cred că artificii o să pun în toate. Cred că am destule, nu mai știu dacă am hârtie. Că mi se pare că am consumat-o. Dar, oricum, Dark mă lasă să iau de la el din bază hârtie. Deci nu e problemă. Știți că el are o fermă free to use. Dar uite că avem și pe aici două stecuri și ceva. Ca să mai facem. Trebuie să-mi fac și eu o fermă din aceea. Mi-ați tot zis să-mi fac o fermă din aia super, super rapidă. Ar trebui să-mi fac. Dar așa cum ați văzut, nu prea am mai avut timp de jucat Minecraft. Fiindcă îmi place foarte mult să mă joc Minecraft, iubesc jocul ăsta, dar nu prea am mai avut timp. Adică atunci adică că atunci când aveam mult timp, postam foarte des asta. Dar nu vreau să nici să exagerez, adică dacă fac live stream-uri mai des, nu o să mai postez așa des episoade, înțelegeți? Cred, cred că înțelegeți. Cine nu înțelege, aia Bun, avem mai multe artificii, acum să mai punem. O să vreau să pun în fiecare cadou câte 9 rânduri de artificii. Ok, aici punem o sabie. Ce să mai punem? O să fie chestii random, pentru că nu se știe cine ce cadou va lua. Toate cadourile vor fi random. Uite, a, lemne. Hai să punem lemne. Da, 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 e o idee bună. Lemne, pot să cumpăr. Uh, te punem 4 stecuri de lemn. Așa. Vezi, vărci. Astea sunt vărci, băieți. Deci cine primește cadou este un băiat rău. Cărbune, cărbune, da. Asta chiar e pentru un băiat rău. Ce carte este asta? Respiration 3. Hai să punem și cartea asta. Nu, asta o să o punem într-un alt cadou Asta o să fie în mijloc într-un alt cadou Pac, bun uh, Artificii Tot așa, 9 stecuri Perfect, Asta mi-l dai înapoi, bun uh, Uite, am patru stecuri de mesteacă în să punem aici, nu vreau să fie nici foarte sărace cadourile Vreau să, nu știu, să fie plăcute pentru cine le așteți Ce mai avem de pus pe aici? Putem să, oase cred că putem să mai punem Nu știu dacă ajută pe cineva Ia gheață, nu prea avem, lână nici atât, sticlă am putea. A, sticlă din asta știu că avem destul de multă la shop acolo. Deci ar putea fi ok. Să punem niște sticle, ia să vedem. Aș pune bambus, dar nu cred că vrea nimeni bambus, adică... Na, nu cred că are rost. Așa, sticlă avem. O să punem sticlă sticlă, uite. Pac, cât avem? Uite, punem așa, sticlă. Și să mai punem ceva și aici sau? Hai să punem și, nu știu, 5 stecuri de sfoară, de exemplu. Că sfoara avem să ne punem și în cap. Cred că o să, o să, punem multă sfoară. Pac, pac, pac. Ok, o să fie destul de dificil să facem atâtea cadouri. Hai să punem mai multă sfoară. Hai să punem un rând cu sfoară, un rând cu artificii și astea pe mijloc. Și ce o fi, o fi. Cui o să-i placă, o să-i placă. Cui nu, Știți care e, știți vorba aia, intenția contează, băieți, țineți minte tot timpul. Deci să nu, vă, să nu vă stresați prea tare cu cadourile, pentru că intenția contează. Ok, păfăm, deci avem un cadou complet. Ok, o să mă uit exact să văd cam de câte aș avea nevoie, pentru că nu am ținut socoteala. Mă uit imediat. Ok, mi-a zis uh, Puf. că suntem 8 sau 9. Ca tare, bine, cu tot cu mine, deci eu ar trebui să încerc să am 7 sau 8 cadouri. Uh, o să o luăm așa. Să zicem că ăsta ar fi pentru Blushman, da? Și acum ăsta pentru Dark, de exemplu. Bun, tot așa. Două seturi de sticlă și sfoară. Nu o să punem la toți câte patru... 4... Da, să văd de sus. Nu o să punem la toți câte patru... 4... Nu mai am loc. Câte patru stecuri de lemn. Vedem, mai schimbăm. Dar o să fie cadouri diversificate. Nu sunt cele mai bune cadouri, dar eu zic că e ok. Adică Uh, cu siguranță i-ar niște diamante, dar din alea nu prea îmi permit. O să punem și diamante, dar uh, doar în unele. Bun, deci avem, să zicem, Blushman și Dark. Mai departe. Nu neapărat, astea nu o să fie neapărat cadourile lor, da? Să nu mergeți la ei și să le ziceți că trebuiau să primească asta, da? E doar așa, teoretic. Să presupunem că asta este pentru colpir. Bun, hai să-i punem. Lucolpir, artificii. Pac. Perfect. Uh, avem stecuri de artificii. Acum ne-ar ne trebui ceva în mijloc. Uite, să zicem că aici o să pun câteva diamante. Nu extrem de multe. Câte pun? 5 diamante o să pun. Sau hai mă, să punem un bloc de diamant. Că de ce nu? Hai că nu suntem chiar așa săraci. Ok. Uh. Hmm. Pac. Pac vreau să pun. O dată. Și mai am eu, aici nu cred că mai am, dar am cu siguranță prin șulcăre, mult clay rămas cumpărat de mine, deci îl putem folosi. Da, uite, avem pe aici, uite, o să... A, uite, avem și pe aici roșu. Uite, o să iau, de exemplu, două din astea albastre. Să le punem, pac, 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 pac. Aici punem iarăși sticlă, că avem destulă. Și sticlă pot să fac rost foarte ușor, mă duc și cam dită mai furnalul, doar trebuie să iau niște nisip. Deci e foarte simplu. Și ne mai trebuie sfoară. Sfoara asta e ca să fie bătuți. Nu? Ca au fost, bă au fost bă băieți răi. E pe sim. Bun. Avem încă un cadou. Trei cadouri. Bun. Deci presupunem că ăsta ar fi pentru colpier. Că l-ar nimeri colpier. Acum următorul să zicem că ar fi pentru... Puf. Sper uh, să nu uit pe cineva. Că după aceea o să mă înjurați toți în comentarii că am uitat pe nu știu cine. Hai să zicem că punem niște Am doar un de asta, dar nu vrea nimeni un ăsta, asta. Ca atare are sens. Uh, ce ar mai putea vrea lumea? Hai să punem astea. Nu știu ce să pun în mijloc. Uite, asta o să fie un cadou pentru cineva rău. O să punem cărbune în mijloc. Un stec de cărbune. Da? Să presupunem. Na, că o să fie pe noroc. Vreau să fie pe noroc. Da? Deci cine are noroc să ia cu diamant, o să ia cu diamant. Cine nu, o să ia cărbune. Bun, ce avem astea? Să nu să nu arunc astea ca să sunt cheile. Uh, tot așa, vreau artificii, deci trebuie să mă o să mai fac. Și nu mai am uh, trestie, o să mergem până la Dark, să vedem dacă are el niște trestie. Ei, și se pare că Cineva și-a mai îmbunătățit baza. Not bad, not bad. Oare e sortat automat. Ah, nu. Da, dar nu e sortat automat. Ar ar fi fain, ar fi fain. Dar știți că avem noi sistemul ăla de sortare pe lumea noastră, care este absolut genial. Aruncă. A, ah, nu pot să mă arunc, ok. Wow, ce-a făcut pe aici. Bă, nu mai recunosc zona. Pe unde ajung la artificii. Ok. Băieți, restul de cadouri, cred că le voi face eu off-camera, chiar și lungesc episodul foarte tare. Dar oricum, dat fiind că nu am mai postat episoade, teoretic episoadele nu au mai fost postate de vreo două săptămâni, numai că eu am mai făcut, v-am zis, live-uri. U, uh, ăsta e un furnal mare. A, ah, deci el aici nu are, un, nu are doar astea 8 furnale, are mult mai multe. Ok, eu n-am știut asta. Dar unde o fi trestia, habar n-am, poate a scos-o, poate nu mai are. Hm, hai să ne uităm totuși. Ok, din coace cred că am venit, deci ar trebui să mă duc în coace. A, ah, și din coace ies. A, ah, ies prin cealaltă parte, am înțeles. Da, cred că a distrus ferma de trestie. Ca tare. Ca tare. A, ah, și ce n-am mai făcut noi băieți? N-am mai verificat shop -ul. Ok, deci se pare că nu mai avem trestie. Nu contează, mergem mai departe. O să punem altceva în cadouri, că avem noi. O să punem gunpowder, pur și simplu. Că orică punem gunpowder, orică punem trestie, e cam același lucru. Am uitat să verificăm aici la shop, băieți, dacă s-a luat ceva. Ho, ho, dă încoace. Morcovei nu, gunpowder nu, sfoară nu. Și s-au luat niște artificii. Bun, hai că am mai rămas totuși cu niște artificii. Mă, mă bucur că nu s-au luat toate, pentru că nu prea am cu ce să fac refill. Ia, asta s-a luat? Nu s-a luat, ok. Asta nu cred că o să se ia prea curând. Dar nu e problema de război. Deci e... Uh, copăcei drăguți! Îmi place, îmi place, îmi place. Aici e, bineînțeles, sediul gigantic al lui Blushman. Îmi place, fain, foarte mare. Dar n-am ce să mai zic. Aici mi-a zis voi că să se numește Zeppelin. Parcă Zeppelin era. Sper că nu îl încurc cu altceva, dar mă rog. Uh, sperăm că nu mai uh, greșesc. Dar mă rog, acum ne întoarcem la bază. Am mai și de încă 9 diamante să mai punem pe acolo chestii. Deci o să punem gunpowder în loc de artificii. Că e ok, adică v-am zis, orică mai degrabă dacă pun din 9 stecuri de gunpowder, obții 27 de stecuri de artificii. Adică ieși mai bine, zic eu, știți? Adică e mai valoros gunpowder-ul. Eh, vedem. Ok, cred că le-am pregătit și pe astea 4. Din ce am numărat, cred că sunt 8. Deci aici avem Plushman, uh, Dark, Puff, Puf, Puff, uh, Puff uh, Colpier. Iar aici am mai pus Alex, Dani, uh, Ratonel și Ciuncio. Am ah, mai era și Peter. Da, 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 da. Acum nu știu sigur, Peter nu mai postează. Că nu, am mai văzut, nu știu dacă mai postează, sincer. Dar oricum îi punem și lui un cadou, dacă e, le luăm înapoi, nu-i problemă. Pregătim un cadou și pentru el. Uh, am pus aici, am mai schimbat puțin, am pus, uite, am pus oase, gunpowder și emeralde. Aici am pus 5 diamante, niște clay, niște sticlă, sfoară și oase. Aici am pus puțin gunpowder, sfoară, oase, aur. Și aici am pus oase, emeralde, sfoară, am pus și lemn și ink securi. Ok, să le luăm pe toate astea. O să schimbăm și numele, nu vă faceți griji, dar momentan le lăsăm așa până le ducem. Să-l scop pe ăsta că nu e cadou. Bun, ne mai trebuie un cadou. O să iau niște cerneală. Am uitat să verific shopul de cerneală. O să vreau să iau de acolo niște cerneală să mai punem și la cadouri. Dar momentan, ce aș mai putea eu să mai pun? Hmm. Uite, am un stec de dasta, aș putea să-l pun. Și în rest, cred că tot chestii de la moș. Deci punem așa, sticlă, uite, am sticlă verde, aș putea să pun, că sticlă normală nu prea mai am, dar am multe sticlă verde, ca atare o să pun 6 stecuri. Așa, unde? Aici Pac, 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 pac Aici și aici Ok, scoatem ăsta O să punem oase, sfoară și gunpowder Deci, rotăm plăși nu punem Că nu e cadou Și cadou este carne de zombi Doamne ferește Bun Punem așa De fapt, hai să punem și aici oase Și nu mai punem gunpowder Punem doar oase și sfoară ca să, că n-are sens, dacă, 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 punem doar două stecuri, vreau să pun aici două stecuri de gunpowder, dar da, n-are rost, că e prea puțin, știți, doar două stecuri. Oh, stați că le-am amestecat și nu e bine. Trebuie să fim ordonați. Așa. Bun. Avem încă un cadou. Și îl adăugăm acolo. Acum, ce trebuie noi să mai pregătim? Deci avem nevoie de 9 semne, sunt 9 cadouri, da? 5 și cu 4, 9. Bun. 9 semne, Uh, am doar 7 din astea, ca atare o să folosim din astea Ca să scriem numele 9 item frame-uri și am doar 6 Uite, aș fi putut să pun piele, am uitat Dar nu-i nimic, stai că am zis că în ăla, aia nu mai contează Am zis că pun niște cerneală Uite-l și pe ciuncio uh, Piele, mai am nevoie de 3 Și bețe mi se pare că aveam, da Bețe, 24 am nevoie Bun, fac și pac Bun, avem și 9 din astea Avem astea Bun. Din ce să facem noi panoul? Cred că îl vom face cu din astea roșii. Și cred că avem tot ce ne trebuie. Ne-ar mai trebui o mică carticică în care să scriem. Dar pentru asta ne trebuie și un lectern. Și o să râdeți acum. Eu habar n-am cum se face lecternul ăla. Habar, habar, nu am. Dar... Uh, mă prind eu. Hai că mă uit rapid. Trăiască Moyang pentru că a adăugat chestia asta. Deci trăiască să fie binecuvântați. Bun. Știu că mulți s-au supărat cu cartea aia, dar e, e, foarte, foarte bună. Adică în situații din astea se economisește foarte mult timp. Deci câte erau? 4 slaburi și o bibliotecă. Hai că e ieftin. Chiar ieșim bine și... bom, Avem și lecternul Nu, cărți avem. Avem la shop nostru. O să trecem pe acolo să verificăm shop de cerneală. Pot să strâng astea. Pot să pun vopseaua înapoi. Să pun astea la locul lor. Așa, și tu. Am luat, ați văzut că am luat și niște materiale și am mai pus pe acolo. Astea să le scot, să le pun aici. Pac, pac. O să schimbăm și numele ăstora. Avem Nicovala, avem level destul, că am stat la fabrica de gold. Deci putem să ne facem treaba ca lumea. Și știu eu, aici nu prea citește nimeni cartea asta cu informații, dar avem aici cărți. Ca atare putem să... Oh, s-a blocat jocul. Putem să luăm de aici o carte și avem pe aici pe undeva, a, ia să vedem, s-a mai cumpărat? Nu, 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 ok Putem să plecăm, va trebui să scriem această carte O să mă gândesc eu exact ce scriu și ne vedem la zona cu de Crăciun cu totul pregătit M-am întâlnit cu Dark pe drum Treceam amândoi cu artificiile prin ea, dar și chiar era pe punctul să-mi dea tag Dar nu s-a întâmplat Ok, eu nu mi-am luat deloc tag Dacă ne uităm, asta mi se pare că arată numărul de taguri Nu mi-am luat deloc tag de când a început șmecheria asta de când am început să pună numerotarea, deloc n-am luat tag. Și, bine, nici nu prea am mai intrat, e adevărat, dar nu mi-am luat tag, efectiv. În fine, ziceam că scriu, dar am ajuns să vă vorbesc. Deci, ceea ce o să vreau să scriu este... A, nu merge. Să... Eram obișnuit din unele texte editoare în care te tab și îți mutea scrisul pe aici. În fine, o să punem pur și simplu pe mijloc. Crăciun fericit. luați cheia ce vi se cuvine și aruncați-o hai, scriem cu creatimă frumos aruncați-o în uh, hopar hopper să vă primiți cadoul de la moșu. Așa. Am auzit o artifică, parcă vă cum iau tag. Să-l primiți cadou de la moșu. Done. Ok. Ia să vedem. Uh, pac. Hai să-i dăm și sign. De fapt, o lăsăm așa. așa. Bun. nu uh, neapărat că o să stea aici, vedem, dar pare ok. Uh, deci undeva pe aici, hai zicem aici, facem un mic perete din material, că avem pe aici materiale. Dar trebuie să dorm. Și tot să mi se băbuiască patul. Bun. Chiar că vorbesc băieții, eu am ascuns chatul numai că apare atunci când dorm. L-am ascuns că am observat că se mai... Apăreau niște lucruri care n-ar fi trebuit să apară în videoclipurile mele. Adică niște vorbe de ale celorlalți și nu era foarte bine. Ok, am zis că sunt nouă. Atunci facem așa. Dacă sunt nouă, facem așa. A, nu, nu e bine așa, că nu o să fie destul. Ok, scoatem asta, bineînțeles că e purilă, nu mă lasă în pace. Că de ce m-ar lăsa? Uh, pac, 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 pac și ne mai trebuie puțin. Nu cred că mai am galben, dacă îi schimbăm culoarea, nu-i problema. Ba uite că mai am galben, cât vreau eu am. Bun. Acum, pac, l-am luat un semn. Pac, l-am pus aici și am scris, de exemplu, Blushman. Da? Și aici o să pun un item frame cu, uh, cu o cheie. Pac. Apoi scriu aici uh, dark. Și pun aici un ăsta, un ăsta cu o cheie. După aia. Pac. Și punem colpir. Oh, dar scriem la mijloc, ca să arate frumos. Colpir. Done. Și punem aici un Aici îmi primim cheie. Și tot așa. Urmează puf. Așa, pac, pac. Ok. Ce mai urmează aici? Uh, vreau să-l pun pe ciuncio. și ci, un, Ce nume complicat. Parcă văd că e fără ei. Aia. Nu, e cu ei. E bine fapt, că era ai ciuncio, adică i de la I'm ciuncio, adică eu sunt ciuncio, așa era. Ok, nu mai contează. Uh, cine să mai urmeze? Peter, care v-am zis, nu, mai, nu știu dacă mai postează, dar în orice caz eu i-am pus cadou, dacă el scoatem, dacă nu, nu mai postează și nu știu eu. Dani. Așa. Aici online sunt colpiri, dark style, ciuncio. Ok, deci Dani Den, Alex și Ratonel. Bun, sper că n-am uitat pe nimeni. Dacă am uitat pe cineva o să-mi ziceți voi și o să-l adaug. E posibil să fi uitat pe cineva. Ratonel. Pac și pac. Bun, și avem câte un cadou pentru fiecare. Dar bineînțeles că momentan nu, e un cadou, nu, e, nu, sunt cadouri pentru nimeni, pentru că nu le-am pus. Ca atare, scoatem frumos cadourile. Le numim pe toate cadou de Crăciun. Sau nu, pur și simplu, ca două. control A control C ca să salvăm și mergem frumos la fiecare control A control V pac control A control V și le denumim pe toate pac pac oh, nu control A control V A, așa foarte utile aceste combinații de taste. Nu sunt combinații de taste doar în Minecraft. Sunt combinații de taste în orice. Deci și în text editoare, în Notepad sau așa control A selectați tot textul și control V uh, dați paste, gen lipire. Tot așa că am auzit un zombie, bine că n-am auzit un creeper. Bun, și avem 9 cadouri. Nu mai bine pentru că fix 9 locuri avem în... Uh, hai să scoatem asta, să-l punem aici. Numai 9 locuri avem în acel dropper, deci a picat foarte bine. Așa, o să ne uităm un pic ca să vedem fapt, să ne uităm. Nu, mai întâi punem cadourile, după ne uităm. Știu cum să mă uit dacă am uitat pe cineva. Pentru că au... Bă, Elitra! Oprește-te! Ha, bă. Pă bune! Ok. Uh, trebuie să dau ceva cu seal touch. Bun. Și acum, pac și le punem pe toate. Bun. Aici, pentru cei care n au fost pe la stream, am făcut deja un sorter care nu permite activarea decât dacă arunc o cheie, da? Deci aici nu pot să arunc altceva. De exemplu, dacă ar fi să pun un ăsta, nu merge, trebuie neapărat să pun o cheie. Ca atare, vreau acum să mă duc un pic aici pe scenă și putem să ne uităm aici la scenă. Cu ocazia asta admirăm și noi scena, că nu ne-am uitat la ea în episod, ne-am uitat doar pe live stream, dar hai să ne uităm. Deci, câți ar fi? Deci ăsta sunt eu, 1, 2, ăsta e dark, ăsta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sunt 10, dar... Am impresia că unul dintre ei este Sky sau pompierul Doreal, deci înseamnă că sunt nouă. Ăsta de aici mi se pare că e Sky sau pompierul Doreal, nu, mai știu, nu știu exact. În rest, ceilalți sunt toți la locul lor. Deci, cred că eu am mai învățat. Deci, ăsta, e Ratonel, ăsta e Alex și ăsta e Dani, parcă. Sau nu, ăsta e Peter și ăsta e, ăsta e Dani și ăsta e Peter, parcă. Dark, uh, Puff, Colpir, Uh, nu, ăsta e Peter, ăsta e Peter, așa, ăsta e Ciuncio, corect, și ăsta e Blushman, ok. Oh, uh, bă! Eram sigur. A, ah, dar nu mi-a dat tag-ul. Uh, nu mi-a dat tag-ul, băieți, ce s-a întâmplat. Uh, Fata-i că... Ne-am terminat treaba. Deci, o să-i anunci pe ai duci că poți să, pot să vină să-și ia cadourile de pe acum. Am văzut că și dar mi-a pus cadouri, v-am zis la începutul episodului și că a zis că e momentul perfect să pun și eu. Ziceam că aștept până în vacanța de Crăciun, dar n-are sens. Mai degrabă acum. Că poate unii să zicem că pleacă de Crăciun și nu o să apuce să deschidă și o să stea cadourile acolo mult timp. Ca atare le lăsăm acum. E ok. A, de fapt nu e niciun spoiler, e doar o dita mai clădirea. Nu am dat mare spoiler. E ok. A, o să fie Mm, ar fi un spoiler dacă ar fi fost ceva foarte mare construit, dar așa dacă e doar începutul, nu, nu cred că e problema. Bun, va trebui să ne cumpărăm niște șulcare, că nu mai avem, dar e ok. Așa. Ah, și bineînțeles că la cadouri se includ și șulcare, știți? Și șulcarele sunt o parte din cadou. Hai să punem aici totuși un crafting tabletă. Că de ce nu? Nu strică niciodată să ai un crafting table. La tine acasă vreau să acopăr aici și mai vreau un o bucată. Do, pasta, să o punem mai. Nu acolo. Ah, bine că mi le dă pe amândouă. Nu acolo. Of. Pac, pac, pac. Așa. Doamne, ce greu a fost. Gata, băieți. Am rezolvat și cu asta. Și v-am dat și episodul cu breasla de care m-ați tot bătut la cap. M-ați rugat să-l fac. L-am făcut. Nu l-am făcut cu stres. Nu vă gândiți la asta. Dar v-am zis. Nu prea am, atât de mult, N -am avut atât de mult timp. Da? Dar în fine, acestea fiind zise, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uitați să dați un jos de like și o să ne like like data viitoare. Pa, pa!